Secetă, ploi interminabile, prețuri de piață scăzute. Deși de multe ori pare că legumicultorii au parte numai de probleme, un român a demonstrat contrariul. Acesta a lucrat timp de mai mulți ani în Germania, apoi s-a întors în țară și a dat lovitura a vieții. Un român a dat dovadă de o inspirație formidabilă. După ce a lucrat timp de mai mulți ani în Germania, bărbatul din Târgu Mureș s-a întors în țară și a decis să-și deschidă o afacere care s-a dovedit a fi extrem de profitabilă. După ce a învățat meseria în Germania, acesta s-a întors în România și și-a deschis propria afacere cu sparanghel. Deține două hectare și jumătate de teren cultivat cu legume a regilor și spune că, an de an, cererea este tot mai mare. Asta în condiții în care prețul de vânzare este mai piperat față de cel al altor legume, 40 de lei un kilogram. Leguma aceasta se bucură de tot mai mult succes în România. Suma nu este deloc una mică, dar cu toate astea, cererea este destul de mare. Leguma care i-a adus mari încasări este sparanghelul. Acesta este foarte căutat în străinătate, dar mai puțin cunoscut la noi în țară chiar și așa bărbatul din Târgu Mureș i-a făcut pe români să aprecieze și să consume mai mult această legumă, iar o dovadă este aglomerația de la taraba lui. Mari bucătarii îndrăgesc sparanghelul datorită gustului său delicios. De cele mai multe ori aceștia îl prepară pe grătar.